directorul școlii de la Laza, domnul profesor Ilie, e de mai multă vreme director, e de mai multă vreme în Laza pe care o reprezintă, cu autoritate și profesionalism, și este aici unde ar trebui să crească alți copii pentru o altă epocă din istoria locală și națională. Domnule director, acum se bate monedă pe pregătirea școlii pentru deschiderea unui școlar. Cum stați? Deci, ați constatat și dumneavoastră că astăzi un grup de inspectori de la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui au sosit în localitate să verifice condițiile, să spunem așa, asigurate de autoritățile locale, de conducerea școlii, pentru deschiderea noului an de învățământ care bate la ușă. Eu consider că Laza are asigurate toate condițiile pentru ca în data de 13 septembrie 2010 să poată fi deschis noul an de învățământ. Deci condiții bune sunt asigurate. Întrebări rapide. Sigur. Am înțeles că aveți tot personalul calificat. Este adevărat. Dar acum, prin desființarea claselor a 9-a și a 10-a, care zic unică, ar trebui să meargă la Vaslui, adică să parcurgă o distanță, să meargă cu microbuz, navete, puncte, puncte, nu se disponibilizează? Ba da, am făcut deja disponibilizările. De exemplu, de la școala noastră a plecat un inginer care a fost repartizat, Gosav, domn profesor, inginer Gosav Ioan, i-a dat post în vreo 3 școli. După aceea, domnul inginer Botez, care avea normă întreagă, i-a dat... Câte norme didactice dispar prin două rânduri de clase sau două da, clase? Da, pe orice clasă înseamnă o normă jumătate. Așa e. Da. Însă noi am mai făcut și niște comasări de clase, ținând cont de asigurarea unui număr la limita maximă prevăzută de legea învățământului de detectivele de limite. La școala din Laza am mai rămas cu 9 clase de învățământ primar și 9 de gimnaziu. Deci o populație școlară de total? O populație școlară de peste 400 de elevi. Asta înseamnă că se menține bine natalitatea. N-aș putea să afirm, să spunem, cu toată hotărârea că se menține natalitatea, pentru că într-o ședință la Consiliul Local spunea domnul secretar că s-au înregistrat până în această lună undeva în jur de 10 copii născuți în anul acesta 2010. Doar atât? Doar atât. Câți pleacă anual de la voi în străinătate? Păi, spre exemplu, aș putea să vă spun numai în vacanța aceasta au plecat 5 elevi în Italia și Spania. Ăștia probabil nu se vor mai întoarce. Probabil, cine? Da, cine știe. Dar vreau să vă spun că școlarizarea tuturor copiilor în comuna Laza nu este o poveste. Este o realitate. Învățământul obligatoriu până la vârsta de 16 ani este o realitate în comuna noastră. Ținând cont de experiența, să spunem, anului trecut, când elevii de clasa 9 au mers toți la licee din municipiul Vaslui, deci toți au frecventat cursurile școlare. Ar putea ca și anul ăsta să meargă toți? Și eu cred, da. Deja i-am înscris pe toți, avem un singur elev de la o școală sau ca corigent și va fi repartizat în etapa a treia. Urmează ca examenul de corigent să se desfășoare în zilele de 26 și 27 august. Trebuie să vă spun că îmi place că s-a dezmorțit domnul profesor și director. Și atunci, iată o întrebare, nu, două. Unu, sportul pe la voi, la școală, mai face obiectul, atenție? Da, fără discuții. Da, dar echipa Laza a dispărut.
echipa Laza de seniori, este adevărat. Condițiile materiale observați din azi care sunt... Dar aveți sală de sport aici, aveți profesori de inimă? Nu avem sală de sport, avem în curs de amenajare o bază sportivă, spuneți noi, modernă. Pe ce bază scoase diplomele alea? Că sunt multe acolo. Da, avem o vitrină cu trofei, să le spunem așa, și avem rezultate bune la atletism. Avem elevi care aleargă pe 100 de metri, probă de viteză, de rezistență pe distanțe mai mari. După aceea, rezultate bune avem și la fotbal. Spre exemplu, echipa de fotbal de la învățământul primar, clasele 2-4 a școlii noastre, a reprezentat județul nostru, Vaslui, în întrecerea zonală pe Moldova, desfășurată la Bacău, Sascut, unde am fost și eu prezent în această, la sfârșitul anului școlar. E clar, măi, lăzeni, și avem locul 3, domn profesor, doctor. Asta e bine. Și în sfârșit, mă refer acum la activitățile educative extrașcolare, adică da, formațiuni, voi erați vestiți cu brigăzile artistice, cu interpreți, cu nu știu ce. Acum se mai face ceva în școală? Sigur că se face. Să știți dumneavoastră, acolo unde există, să spunem, tradiție, un teren... Așa, care... mai ușor decât în altă parte. Da. Absolut de acord. Dar tot omul simțește. Da, bătătorit, care a fost, să spunem așa, cultivat din timpuri îndelungate, nu poate să dispară cultura, preocuparea pentru activități artistice, culturale, sportive. Și avem printre cadrele didactice profesori și învățători mai tineri care au preluat de la unul ca mine sau ca domnul profesor Guzu, să spunem, ștafeta aceasta privind preocupările pentru dezvoltarea sportului și, în general, pentru activități culturale. O ultimă întrebare, domnule director, și îmi face mare plăcere să discut cu dumneavoastră. Domnule, atât cât puteți, întreb, asigurați un fel de cult al valorilor tradiționale, inclusiv pentru profesorii care mai trăiesc și au activat aici? Îmi place, atenție, e adevărat, întrebare foarte grea, dar îmi place mie să cred că da, școala Laza a fost și cred că rămâne și în prezent și poate și în viitor o școală de dascăl, de profesori, pentru că prin Laza au trecut cadre didactice care după aceea s-au afirmat la Vaslui. Și aș vrea numai așa, pentru că dumneavoastră ați fost alături de noi, de Laza, tot așa, de mai mult de 4 decenii, a avut catedră la Laza doamna profesoară Condrea, domnul profesor Hăulică, domnul profesor Baban, domnul profesor Ailioai. Lista este lungă, da. Deci voi, cei de aici, și cu asta te laud, domnule director, voi cei de aici aveți cultul valorilor și îl mențineți. Nu cultul eroilor. Am înțeles, da. Sigur. Dar așa eroilor până la urmă. Așa eroilor până la urmă, da. Într-adevăr, să știți că preocuparea noastră, pentru că eu am împlinit lunile trecute 60 de ani, și deci preocupările noastre este ca să creștem această tânără generație de cadre didactice, să spunem, în spiritul valorilor, așa cum spuneați dumneavoastră, care au fost demonstrate de înaintașii care au lucrat în această școală. Domnul director, o întrebare pe care aș vrea să o las în suspensie, dar întrebarea o pun. Voi care ați fost învățați să munciți, care v-ați afirmat ca rezultate grozave, cu reforma asta a învățământului, care de fapt înseamnă altceva decât reforma, mai reușiți să faceți? Mai puteți face? Da. Aveți cu ce face? Că aveți fonduri de educație, dar nu fonduri pentru educație. Domnul profesor, pentru că și dumneavoastră sunteți om de școală, așa cum eu știu foarte bine, niciodată
până în prezent cel puțin, nu am cedat în fața tuturor greutăților, să spunem, care au apărut într-o etapă sau alta. Să știți că în comuna Laza, în ultimii 20 de ani, să spunem, de la Revoluție încoace, am avut primar numai profesori, care au ținut la școală. Iar eu, în calitate de director, am încercat să-i lămuresc că cea mai importantă activitate în comuna Laza este activitatea educativă, activitatea de învățământ. Și cele mai multe fonduri au fost dirijate către școală. Ce mai revenim cât mai curând, că la Laza ne face plăcere și pentru, nu că se laudă, pentru că ei consemnează niște rezultate și noi le și vedem. La revedere, prieteni! La revedere, domnul profesor!